La Curtea de Argeș, organizatorii vieții culturale înțeleg foarte bine valoarea simbolurilor și mai ales importanța stabilirii unor repere de reală valoare în viața culturală argeșană. Sub genericul Anul Centenarului, academicianul Gheorghe Păun a reușit să aducă la Curtea de Argeș cei mai importanți creatori de cultură argeșeni pentru a-l omagia pe Mihai Eminescu. A fost un adevărat maraton cultural cu poezie, muzică și discursuri, dar toate acestea au fost o completare a dezvelirii în curtea Centrului Cultural a bustului poetului Mihai Eminescu. Dacă versurile, muzica și cuvintele emise de pe scenă vor rămâne doar în amintirea celor prezenți, bustul va rămâne pentru veșnicie în centrul municipiului, aducând încă un simbol pentru orașul încărcat de istorie. Bustul este realizat din bronz de către artistul plastic Radu Adrian, lucrarea fiind una de o valoare impresionantă din punct de vedere artistic. Pentru realizarea lucrării s-a apelat la sponsor, municipalitatea fiind doar beneficiarul, care se va putea mândri de aici înainte cu unul dintre cele mai bune busturi ale lui Eminescu. L-am întâlnit, nu mai știu cum, totul e în negura vremurilor ca la junimea pe vremuri. L-am întâlnit pe domnul Radu Adrian, Adrian Radu. A fost prezentat în revistă, apoi a venit vorba despre Eminescu, apoi a produs un Eminescu, a fost modificat de mai multe ori. Am să-l rog să vină pe scenă și din alt motiv, nu numai că e autorul Eminescului de afară, ci pentru că mâine este ziua dumnealui de naștere. Vă spuneam, multe opere de for public în Micu Vâlcea, în Câmpul Lung, publicații, soția dumnealui este tot artist plastic, este undeva în sală. Donat orașului bustul și baza reliefului, sau cum se numește, cu Topârceanu, care ambele sunt acum la Biblioteca Academiei din București, evident tot donate Academiei. Mulțumiri! Și la mulți ani, mâine, nu știu câți ani va face, dar sigur... Sunt bărbat, nu trebuie să mi-a spus vârsta, 73 și probabil. Sigur că da, par mult mai bătrân, dar nu-i nimica. Peste 100 de ani, când ne vedem tot aici, vom vorbi altminteri. Vă mulțumesc pentru apreciere. Despre bust, mi s-a povestit deja afară, a fost plăcut, a fost impresionat orice om, ceea ce pentru mine a însemnat o idee că aș fi realizat ceva, că am rezolvat o problemă. Într-adevăr, am în 8 localități din țară 24 de monumente în total, dar Curtea de Argeș e al 9-lea oraș în care am depus una din piese. Nu stau să recit acum versul din Eminescu, îl cunosc însă foarte bine, vă țin prea mult de vorbă, vă țin urechile prea atente, cunoaștem ce înseamnă Eminescu. Pe mine m-a interesat să-l reprezint pe acel imens savant care îl anticipează în scrisoarea întâia pe însuși Einstein. Pune problema pentru prima oară la noi în cultură, în urmă cu aproape 150 de ani, a originii vieții pe pământ și în univers. Este bine să observăm că faptul că se află cu un gât mai înalt decât cel obișnuit înseamnă că ne cheamă să ajungem la nivelul înțelegerii de atunci, de acum 100-150 de ani. Dacă putem, dacă suntem în stare. Pentru a-i întări valoarea de ocrotitor al orașului, înalt preasfințitul calinic arhiepiscop al Argeșului și Mușcelului a fost cel care a oficiat slujba de pomenire a marelui poet, dar și de sfințire a lucrării de artă. Ce îi va însoți de aici înainte pe toți iubitorii de artă care vor trece prin Curtea de Argeș. Iubitează și se sfințește acest monument a marelui poet Mihai Eminescu. În numele Tatălui, a Fiului, a Sfântului Duh. Amin. Pentru ca evocarea poetului Eminescu să fie completă, academicianul Gheorghe Păun a moderat o adevărată sărbătoare a poeziei.